Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre amplificarea și simplificarea fracțiilor. Se consideră fracția APB cu B diferit de 0. A amplifica fracția APB cu un număr natural C diferit de 0 înseamnă a înmulți atât numărătorul cât și numitorul fracției cu numărul C. Haideți să vedem cum vom nota. Avem fracția. APB, dacă vom amplifica, vom scrie în felul acesta și trebuie să înmulțim atât numărătorul cât și numitorul cu numărul C. Și astfel vom obține A orice supra B C. Haideți să mergem mai departe. Se consideră A și B două numere naturale date cu B diferit de 0 și numărul C un divizor comun al lor diferit de 1. A simplifica de data aceasta fracția APB cu numărul natural C înseamnă a împărți atât numărătorul cât și numitorul la C. Haideți să vedem cum vom nota. Avem APB. Dacă vom simplifica de data aceasta, vom avea în dreapta și vom obține A împărțit la C, supra B împărțit la C. Haideți să facem câteva exemple. Amplificați fracțiile ordinare 7 pe 9 și 5 pe 6 astfel încât să obțineți fracții cu numitorul 36. Haideți să începem de la fracția 7 supra 9 și trebuie să o amplificăm astfel încât numitorul să devină 36. Și ne gândim cu cât a fost înmulțit numitorul pentru a obține 36? Păi haideți să facem împărțirea. 36 împărțirea la 9 este egal cu 4. Asta înseamnă că trebuie să amplificăm această fracție cu 4. Și haideți să vedem ce vom obține. Avem 4 ori 7, adică 28, iar evident 9 ori 4, va fi 36. Prin amplificarea și simplificarea fracțiilor, obținem întotdeauna fracții echivalente cu fracția dată. Continuăm cu 5 pe 6 și trebuie să amplificăm pentru a obține o fracție cu numitorul 36. Și ne gândim cu cât a fost amplificată prima fracție de am obținut numitorul 36. Păi facem calculul și avem 36 împărțit la 6 și evident va fi 6, așa că haideți să amplificăm fracția cu 6. Și vom avea 6 ori 5 este 30, iar 6 ori 6 este 36, așa cum se cerea. Mergem mai departe. Simplificați următoarele fracții până devin ireductibile. Vă reamintesc că o fracție este ireductibilă dacă nu mai putem efectua simplificări. Iar o fracție în care mai putem face simplificări se numește o fracție reductibilă. Haideți să ne uităm la prima fracție. Avem 72 pe 48. Trebuie să simplificăm această fracție printr-un divizor comun al numerelor 72 și 48 divizor diferit de 1. Observăm că ambele numere sunt pare, de aceea am putea să spunem că fracția aceasta se simplifică la 2. Totodată putem să observăm că fracția se poate simplifica și la 3, chiar și la 6. Important este să simplificăm până ajungem la o fracție ireductibilă. Dacă vom face simplificarea la 2, 72 împărțit la 2 este 36, iar 48 împărțit la 2 va fi 24. Această fracție nu este ireductibilă pentru că o putem simplifica din nou. Și observăm că putem să simplificăm la 2, la 3, la 6. Haideți să simplificăm la 6, chiar și la 4. 36 împărțit la 6 va fi 6, iar 24 împărțit la 6 este 4. Și observăm că tot nu am obținut o fracție ireductibilă, pentru că această fracție poate fi simplificată cu 2. Și atunci 6 împărțit la 2 este 3. Iar 4 împărțit la 2 este 2 și observăm că am ajuns în felul acesta la o fracție ireductibilă. Bineînțeles că putem să facem o simplificare de la început cu un divizor comun mult mai mare. Spre exemplu, am fi putut să simplificăm de la început prin 24. 72 împărțit la 24 este 3, iar 48 împărțit la 24 este 2. Haideți să continuăm cu punctul B. Avem 650 supra 845 și haideți să vedem prin cât am putea simplifica. Având în vedere că numărătorul se termină în 0, iar numitorul în 5, am putea să spunem că vom simplifica la 5. Și haideți să vedem ce vom obține: 650 împărțit la 5 este 130, iar 845 împărțit la 5 este egal cu, haideți să facem separat, 845 împărțit la 5. 5 în 8 se cuprinde o singură dată, pentru că 1 ori 5 este 5. Și 8 minus 5 este 3, îl coborâm pe 4. 5 în 34 se cuprinde de 6 ori, pentru că 6 ori 5 este 30. Și diferența este de 4, îl coborăm pe 5, iar 5 în 45 se cuprinde de 9 ori, pentru că 9 ori 5 este 45, așadar rezultatul este 169. Și haideți să vedem dacă această fracție este ireductibilă sau mai putem efectua o simplificare. Avem 130 și 169. Nu-i așa că 169 vă amintește de un pătrat perfect? 169 este chiar 13 la a doua. Asta înseamnă că putem să simplificăm această fracție prin 13. 130 împărțit la 13 este egal cu 10, iar 169 împărțit la 13 este 13 și observăm că am obținut o fracție ireductibilă. Mergem mai departe. Avem 2 la puterea 20 supra 2 la puterea 23. În mod clar, nu putem să calculăm sau nu ar fi indicat să calculăm 2 la puterea 20 pentru că este un număr foarte mare. Și atunci, haideți să ne gândim prin cât am putea să simplificăm această fracție? Avem nevoie de un divizor comun. La numărător avem 2 la puterea 20. Asta înseamnă 2 ori 2 ori 2 de 20 de ori, iar la numitor avem 2 la puterea 23. 2 ori 2 ori 2 de 23 de ori. Și atunci se observă că putem să simplificăm prin 2 la puterea 20. Și atunci haideți să vedem cu ce vom rămâne. La numărător, 2 la puterea 20 împărțit, haideți să facem separat, 2 la 20 împărțit la 2 la 20, Vă reamintesc că la împărțirea puterilor cu aceeași bază, în baza și scădem exponenții. Asta înseamnă că vom rămâne cu 2 la puterea 20 minus 20, adică 2 la puterea 0. Iar la numitor vom avea 2 la puterea 23 împărțit la 2 la puterea 20, Transcriem baza și scădem exponenții. 23 minus 20 este 3. Așadar, avem 2 la puterea 0 supra 2 la puterea 3. -a. Și acum, 2 la puterea 0 știm că este 1, iar 2 la puterea 3 -a este egal cu 8 și observăm că rezultatul este o fracție ireductibilă. Haideți să mergem la următorul. Avem 9 la puterea 10 supra 3 la puterea 22. Cum ați văzut mai devreme, am reușit să facem simplificarea pentru că puterile aveau aceeași bază. Haideți să vedem cum l-am putea scrie pe 9 cu ajutorul lui 3. Noi știm că 9 este 3 la puterea a doua, așadar vom avea 3 la puterea a doua, totul la puterea 10, supra 3 la puterea 22. Vă reamintesc că trebuie să înmulțim exponenții, asta înseamnă că avem 3 la puterea 20, pe 3 la puterea 22. Și vom simplifica întotdeauna prin puterea cu exponentul cel mai mic. Asta înseamnă că simplificăm prin 3 la puterea 20. Și haideți să vedem cu ce vom rămâne. Avem 3 la puterea 20 împărțit la 3 la puterea 20, transcriem baza și scăzând exponenții obținem 3 la puterea 0, iar la numitor. Avem 3 la puterea 22 împărțit la 3 la puterea 20, transcriem baza și scăzând exponenții observăm că obținem 3 la puterea a doua. Și în final 3 la puterea 0 este 1, iar 3 la puterea a doua este 9 și fracția este 1 pe 9, fiind o fracție ireductibilă. Și în final știați că o singură picătură de apă poate conține milioane de bacterii și de virus. Apa potabilă trebuie să fie limpede, incoloră, fără miros sau gust deosebit. E momentul să încercați și voi să aplicați ce am învățat astăzi. Simplificați următoarele fracții ordinare pentru a obține fracții ireductibile. 36 supra 24, 180 supra 144 și 7 la puterea 69 supra 7 la puterea 70. Sper că a fost util clipul de astăzi și nu uitați să reveniți pentru o nouă lecție.